Văduvelor și nu
sărbicii, vă rugați de rând pentru această mai multă o sântă pe scoală. Mai multă rugărilor și fariseilor înfățatici, că înconjurați marea și uscată ca să faceți un cenic și dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al ieri de Domnul mai mult decât voi. Vai vouă, clăbuze oameni care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce vor se va jura pe aurul templului este legat de bun și om. Ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar, cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat de bun și om. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate care sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce își are pe el. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor înfățatici, că dați zeciuia din izbă, din mărar și din chime, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați, călăuze oarbe care strecurează țara și închițiți căminul. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor înfățatici, că voi curățați partea din afară a paharului și a plinului, iar înăuntru sunt pline de răbire și de răbire. Fariseule voi, curăță-te din partea din afară a paharului și a plinului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor înfățatici, că semănați cu amintele cele făvite, care pe din afară se arată frumoasă, să nu sunt pline de oase de morți și de toate de curățenie. Așa și voi, de cei pe din afară vă arătați drept oamenilor, însă înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor înfățatici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, de-ar fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la măsarea sângele de prorocilor. Astfel, da, mărturisiți voi înșiși că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților proroștri. Cerc, unde vipere, cum veți scăpa de o sângătă? De aceea, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și tăcurare. Din trei veți ucide și veți răstigni. Din trei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate, cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptului care s-a lăsat pe pământ. De la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zacharia, fiului Marahia, pe care l-a ucis între templu și altar. Adevărat că este Domnul. Vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalim, Ierusalim, care omor pe proroci și pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, făcut adună voastră cu Iisă,